Bună dimineața din nou, așa cum am zis și am bănuit că acesta TV va ajunge din nou la mine. A venit aseară, l-am cumpărat, de fapt o să dau video imediat din imagine și l-am luat, am oferit un preț și l-am cumpărat, da? Așadar, azi o să mă apuc să-l demontez și o să fac o rocadă mai întâi, să-l scot pe Linhai din garaj și să-l aduc aici și pe ăsta o să-l duc în garaj și o să ne apucăm de o revizie totală. Cu toate că i-a schimbat băiatul Semiluna, că aveau... Ia să vedem acum dacă pornește destul de repede la prima pedală. N-a fost umblat la motor original, doar Semiluna a avut o problemă, în rest totul e ok aici, puțin murdar, prăfuit, l-a plouat un pic aseară, l-a prins ploaia și în rest n-ai cum să nu spui că ăsta nu e un ATV super șmecher, încălțat nou, spate, da? Cu noi, genți noi, după cum se văd, ca prezoane tot, în stare de doar murdar. Da, hai să-l ducem în garaj. Mai întâi mergem să pornim Linhaiul. Ia, uitați ce flori frumoase am, o minunăție. Linhai. I-am băgat handguarduri aici, mișto. Ia să vedem dacă îl putem porni din prima. Ia să dăm drumul și la benzină. Să-l scoatem.
închis ușa. Hai să ducem linhare dincolo. Staționează aici până îi terminăm verificarea aluia și mergem să ne apucăm de ăla. Stă bine aici. O să-i pun eu ceva pe șa aici, să nu cumva să urce pisicile, să tragă de ea, să o rup pe nasol. Uite așa. Asta o avem de intervenție. Vreau să-l fac pe ăla așa țiplă ca la carte. Să vedem de ce nu face contact la electromotor. Să pornească la buton. Să-i dau carenele jos. Cred că n-au fost date niciodată jos. Și o să intrăm în ea. Sunt unii de câte bine pornește. N-ai cum, merge foarte, foarte bine. Da. Ne apucăm de el. A venit timpul să ne ocupăm și de ATV. Așa. Ia uite, aici nu are un șurub la portbagajul ăsta. Mă gândeam să-l dau, să-l port așa pe partea asta, dar haideți mai bine pe rapid. Ia uite cum arată aici. Lanțul chiar are nevoie de puțin îngrijire. Unde am depistat eu la portbagaj are sărit un șurub. Am văzut că stătea, a plecat într-o parte, dar unde e? E din partea de jos. De aici, da. Nu joc, nu nimic. Da. Să-l degresăm puțin și într-un final o să vedem și cu încărcarea. Cu încărcarea, nu cu încărcarea, cu pornirea la buton. Care nu funcționează deocamdată. Acum hai să vedem dacă pornește fără baterie și ce se întâmplă. O să punem eu contactul.
Dar eu cred că o să rămână cu toba așa sport, pentru că își face evacuarea mult mai repede și fuge și mai bine. Setul nu îl afectează, că e vorba aia tocmai în spate. Sună bine. Eu zic să rămână așa, nu? Între noi. Ha, fie vorba. Acum, bineînțeles, o să urmeze carena de față. O să-i iau măsură un plexiglas, să-i facem faro, o spălare, o degresare totală. O să mai curăț odată carburatorul și o să iau un filtru nou. Ăsta a fost pus și invers. Și în mare parte semiluna a fost schimbată, de băiat s-au pus vaselină. Totul pierd total. E belea asta. Adică, ce să zici, cauciucurile super noi, nouțe, ia uite, piuliții tot, roțile noi, nouțe, vedeți cum arată? Ia uite, și aia din spate, tot la fel cauciuc, cred că a fost luat cu totul, șaibele, prezoanele le văd noi, peste tot. Ăsta are și cameră, noi din ba nu, are... E pe ăsta. Nu-s cu camera. Da. Arată bine rău tare. Arată bine rău tare. O să-i prindem portbagajul, o să degrisăm pe aici, o să-i facem chestii, treste manevre de resuscitare aici la far. O să-i caut un geam de plexiglas. Am văzut eu un material care l-am acolo, o să pun acum. Bineînțeles, am venit să vă arăt un plexiglas, da? Din ăsta o să mă duc să iau fâșie. Cam așa, din ăla. Asta e căsuța care mi-am făcut-o eu. Bineînțeles, au fost copaci, dar am tăiat de acolo să facem piscină. Ce au văzut unii și prin grădină pe dincolo. Remorca e acolo, păpărie. Iarăși florile, iarăși trandafirii. Iarăși o zi cu Mariana, doi picuci. Da. Și ATV-ul lui. Da, o să mai curăț o dată carburatorul. Dacă tot dau jos de acolo tot, o să legăm firele ca lumea cu o bandă. Ia uitați, mi-am luat un set de șurice iarăși. Da, o să curățăm aceste carene ca lumea. Poate o să dăm un pic și cu fionul. Cu fionul. Unde e fionul? Unde e fionul? Nu-l văd, în Madagascar. E acolo sus. De acolo e cutia. Cred că avem unul ăla aici. Țiar, nu e aici. Eu te prăjitor de pâine, dar eu să-l căut, da? Unde e fionul? Uite-l aici. Stătea ascuns. Am luat și un fion de la Kaufland. Ia, s-a dat drumul la muzică. A pornit combina la garaj. La Mariana Andrei Tecuți. Da. Hai să dăm în continuare. Thank you.
cam în stadiul ăsta ne aflăm acum. Mă bucur că nu-i spart, nu nimic, frate. Pe desubt are o culoare impecabilă, bă, băiat. Atât mai greu a fost cu desfacerea acestor șuruburi care au fost. A trebuit ciocănite, dat un pic cu gresante, cu... așa. Și am ajuns aici. Aici ce să vezi. Toate sunt perfecte, frate, în afară de astea care le-am scos eu de la bord. Sunt pic culori, se pun imediat la fel. Semnalizările care atârnă aici. Toate sunt în stare excepțională. Excepțională. La fel, buc și pivoți. N-am văzut ATV-ul din ăsta. Dacă stătea, cred, un pic mai mulă. Dar galbanizate, frate, astea n-are pic de rugină pe ele. Sunt, dacă mă credeți, sunt, dacă mă duc și le spăl, ceea ce o să se întâmple acum, păi trebuie, că așa trebuie spălat, exact cum se află acum, doar că îi punem bucionul, zic că mai are benzină aici ceva, are, o să scot și furtunul, într-un final. Băi, treaba este cauciucurile cum arată, sunt crimă, lanțul uns, trebuie dat întâi cu niște antiruginol din ăla, se degresant întâi și cam atât, la motor n-avem ce căuta acolo că totul e ok. O să trebuiască să-i schimb uleiul, care l-am văzut, aici am turnat eu niște ulei la... în manșoanele de la ghidon, care se află acolo. Greu l-am scos ghidonul ăsta. Ia să vedem și uleiul. Acum ne dăm seama ce ulei e ăsta. Bă, pe bunii nu-i negru, frate, ăștia i-a schimbat uleiul. Oare ce ulei ar fi pus? Era, tura trecută era... aproape de negru. Da. Da. Afară la băiță. Afară la băiță mai am niște spumani din alea. Soluții de motor. O să dăm cu grijă aici. Și în blocul de lumini, că ăsta e ca lumea. Nu avem probleme. Da. Mai prieteni, cu acest episod cam atât. Astăzi nu o să mă mai ocup, că deja e târziu. Îmi ajunge cât m-am chinuit la aceste... uitați, cauciucuri din față cum sunt. Noi puse toate pe el. Dar roțile de ce sunt noi? Că se cunosc după șuruburi și după... astea nu au fost... cum să zic, vopsite. Astea nu au fost vopsite. Garantez. Garantez că n-au fost vopsite. Da, se află foarte, foarte, foarte ok. Foarte, foarte ok se află totul. Da. Totul foarte șmecher. Plasticile mă interesau să nu fie sparte, dar nu sunt. Le-am scos cu mare grijă și urmează să-i construiesc aici farul, că de asta l-am și dat jos. Să-l construiesc, nu să-l construiesc, să-i cumpăr o sticlă din aia de plexiglas, să-i introduc. O să trebuiască spălat ca lumea, lustruit, că sunt sigur că el, dacă-i dau o lustruire ca lumea, o să iasă ceva ca, cred că cu fionul, o să vedem. Gata, încă o dată. Vă salut că n-am mai reușit și ne auzim într-un următor video. Da? Cam atât cu acest episod. Pa, pa! Thank you.
băiatul odată care are nevoie de bani, până la urmă v-am zis că tot la mine o să vină și a venit la mine. I-a făcut, i-a pus semilună la pornire, pornește foarte ușor, acum la prima pedală, pornește și la buton, dacă o să umplu eu la el, l-am băgat aici în seara asta. Așa, să-l blocăm cu ATV-ul, cu mașina. Blocăm cu mașina și el pe stradă merge fără permis, fără acte, fără nimic, n-are permis și îl luase acum unii că, bă, te faci, să-l bate și altanul. Zic, lasă-l în pace că și așa el cumpăr eu, gata, lasă-l.